candidații noștri, dar oficial, practic, astăzi a fost lansarea cu participarea invitatului nostru special, la domnului președinte Eugen Toma. Lansarea candidaților de primar, lansarea candidaților la Consiliul Județean și a Consiliului Municipal. Vreau să vă spun, câteva cuvinte despre candidatura mea. Am o echipă tânără, dar și cu experiență la municipiul Suceava, o echipă care vom ataca primăria municipiului Suceava și cred eu cu rezultate foarte, foarte bune. Împreună cu echipa mea îmi doresc să facem din Suceava un oraș civilizat, educat, verde, sănătos, inteligent, curat, sigur, viu și eficient. Dacă toate astea le vom rezolva împreună, atunci putem spune că Suceava, într-adevăr, va deveni un oraș european. S-au scris multe în presă, au fost articole care a apărut așa o discuție între mine și primarul Lungu. Nu, eu nu vorbesc neapărat de o dispută, dar încă o dată vreau să fac apel către echipa lui și nu numai către echipa lui, și către echipa PSD-ului, către echipa USR-ului, care în continuare, mai ales în mediul online, intră cu tot felul de zvonuri. PMP-ul nu face plac electoral cu nimeni. PMP-ul este un partid puternic, un partid care este în creștere în momentul actual, un partid care va fi, spun eu, surpriza acestor la alegeri. Într-adevăr, da, PMP-ul își dorește schimbarea în binea orașului și această schimbare o voi face împreună cu echipa mea. Nu am făcut parte din echipa nimănui. Dacă la primăria Suceava am făcut o majoritate în 2016, am făcut-o pentru ca Suceava să funcționeze, Suceava să meargă în continuare, Suceava să se dezvolte. Am asigurat acea majoritate cu cei doi consilieri locali. Acum sper ca lucrul ăsta să fie altfel, să scoatem cel puțin 4, chiar 5 consilieri, în așa fel încât puterea noastră în Consiliul Local să crească. Iar la primăria municipiului Suceava, la funcția de primar, mă bat pentru a câștiga acest fotoliu. Și le spun de pe acum, contra candidaților mei, atât domnului Cușnir, cât și domnului Lungu, vor avea o surpriză foarte mare. O surpriză mare pentru că foarte mulți PSD-iști, dar și PNL-iști, vor vota cu Andronache. Să înțeleagă că procentele care se discută în acest moment în municipiu, pe tot felul de canale, nu sunt reale. Eu ies în teren în fiecare zi și văd într-adevăr ce gândesc oamenii și ce își doresc pentru Suceava. Putem vorbi la primăria municipiului Suceava, pe 14 candidați într-adevăr, dar un municipiu, reședință de județ ca Suceava, merită totuși și are nevoie de o persoană care cunoaște administrație, pentru că cineva care vine din afara ei, cel puțin 4 ani, ia să se obișnuiască cu modul de lucru dintr-o primărie. Dacă discutăm și o luăm logic, sunt două persoane care într-adevăr cunosc administrație și cunosc administrație într-o primărie. Aici vorbim într-adevăr de primarul Ion Lungu, dar și de Marian Andronache, care a fost viceprimar 4 ani, plus o carieră de director la Direcția Generală a Domeniului Public. Două persoane care știu administrație. Ce a făcut domnul Lungu? S-a văzut. 16 ani. Ce poate face Marian Andronache? Se va vedea în următorii 4 ani. Eu cam atât am avut de spus. Vreau să dau cuvântul domnului